Bună ziua și bine ați venit! Bine ați revenit la Biblioteca Municipală. Manifestarea de astăzi dă semnul unei lansări de carte și nu orice carte, o carte, orice carte scrisă de doamna profesor Violeta Lacatusu este o carte eveniment. Pentru început, pentru că situația o impune, o să rog pe domnul primar să ne prezinte salutul domniei sale. Salut, bună ziua tuturor! Eu îmi cer scuze pentru întârziere, dar vremea nu ne lasă. De altfel, cu voia dumneavoastră, am să mă și retrag foarte repede. Suntem în comitet pentru situații de urgență. Lucrurile par să iau o întârsătură nedorită în următoarele ore și trebuie să fim pregătiți pentru orice. S-au format torenți pe munți și se anunță un val mai mare de apă care va veni în următoarele ore, dar obiectul acestei zile este altul. Am venit să fiu alături să salut pe doamna profesoară Violeta Lacatusu cu toată dragostea. O cunosc de când eram mic și domnia sa la fel pe mine. O foarte bună prietenă a mamei mele, coleg și colegi foarte mulți ani de zile. O respect și o iubesc pentru omul din dânsa, dar și pentru tot ceea ce face. Pentru tot ceea ce face în artă, în cultură, în literatură, un om foarte responsabil și un om care are mereu ce spune și care spune prin tot ceea ce manifestă într-un mod foarte clar și coerent. Așa încât salut activitatea din această zi, iată un nou nume, DARIA, care se face prezent în ceea ce înseamnă literatură, alături de Violeta Lacatusu, dar ea Violeta ar fi deja un pas nou către o lume care se dorește și mai deschisă și mai bună, cuprinsă din ce în ce de mai multe riscuri, dar iată că cultura în general, literatura în special, vine și aduce acea liniște și pace de care avem cu toții nevoie în suflete. Vă doresc o după amiază frumoasă în suflete și aici, în Biblioteca George Radu Meridon, ca să venim în contrapondere cu cei afară și frumosul și pozitivul să dăinuie. Felicitări, doamna profesoară, multă sănătate și multe creații în continuare. Vă salut cu toată dragostea și vă urez o după amiază plăcută. Doamne ajută! Pe care mi-ați făcut-o. Aceasta este o dovadă că ceea ce facem noi, toți oamenii de cultură din municipiul Roman, pentru îmbunătățirea vieții spirituale, nu trece neobservat. Și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la acest moment important pentru mine. Mulțumesc încă o dată. Dumneavoastră vorbiți foarte frumos, nu mă poate intrici în mine. Asta știi, bă. Eu atât de-a fost, vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim, domnule primar, mulțumim, doamne profesor, și pentru început, cu permisiunea dumneavoastră, așa cum v-am obișnuit, o să vă spun câteva din conotațiile acestei zile de 12 octombrie. Este ziua în care s-a născut istoricul român Alexandru Zub, membru al Academiei Române, a murit poetul Andrei Mureșanu, autorul poemului Un răsunet, devenit imnul de stat al României, Deșteaptă-te române. Este ziua în care a murit scriitorul francez Anatole France, un laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1921. Este ziua în care s-a născut Luciano Pavarotti și tot astăzi este ziua națională a Spaniei. Este ziua în care, în anul 1492, Cristofor Columb, plecat într-o călătorie, a descoperit America, la îndemnul binecunoscut al reginei Isabela, care i-a spus la plecare, plutește drept înainte și dacă pământul pe care îl cauți nu există încă, Dumnezeu îl va inventa într-andins pentru a-ți răsplăti îndrăzneala. O zi de 12 octombrie, poate că nu întâmplător am ales această zi împreună cu doamna profesor. Mi-e greu să vorbesc despre o persoană a cărei biografie pentru mine este exemplară. S-a născut deloc întâmplător în ziua de întâmpinare a Domnului. Este absolventă a Liceului Roman Vodă, a urmat cursul de facultății de litere la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Nu mai spune că în 44
Acum să vede. După terminarea facultății, a fost profesor de limba și literatura română. Dacă e să mă refer la debutul domniei sale, trebuie să facem o distinție între debutul publicistic și cel editorial. Debutul publicistic a fost în anul 1985 în revista Cronica cu eseul Mitul Orfic în poezia lui Lucian Blaga. Debutul editorial a fost în anul 1999 cu romanul Simurgul, apărut la editura Juntimea. Membră a Uniunii Scriitorilor din România, doamna profesor Violeta Lacatusu, este și autoarea volumelor pe care le vedeți într-o mini-expoziție, Inițierea Astrală, în anul 2003, Imprevizibilul este Săgeata Destinului, anul 2004, Să crezi în imposibil, anul 2008 și Prin Universul Holografic, anul 2012. De asemenea, a publicat eseuri, poezie și proză în revistele Convorbiri Literare, Cronica, Analele Universității Alexandru Ioan Cuza și Antiteze. Profesor de excepție, scriitoarea Violeta Lacatusu mă duce cu gândul la sintagma complexă a poetului, o floare ca o lumină. La fel de talentată ca pictoriță, cât și ca scriitoare, s-a făcut remarcată cu expozițiile personale de pictură la Roman, Iași, Bacău, Piatra Neamț. De altfel, activitatea plastică vine în completarea laturii ezoterice din scriere literare, creatoarea Violeta Lacatusu fiind unul dintre reprezentanții de marcă ai culturii romașcane. Noblețe și sensibilitate. Poetă, romancieră, pictor, grafician, one woman show, dacă mi-e permis să spun asta. Nu știu exact nici acum, după anii de zile în care m-a onorat cu prietenia domniei sale, nu știu nici astăzi pentru ce o admir mai mult. Pentru felul în care scrie, sau pentru felul în care pictează, sau pentru grija față de animale, sau pentru felul în care iubește munții și pădurile, sau pentru frumoasa și fără de sfârșit poveste de dragoste pe care o trăiește de peste 60 de ani alături de soțul domniei sale, domnul Alexandru Lacatusu. Care, da, e... avem spatele asigurat. Mă înclin cu deferență și cu recunoștința datorată celor care ne pot fi oricând modele în viață. Vă mulțumim că ați ales Biblioteca Municipală să vă lansați romanul DARIA. Așteptăm și celelalte scrieri pentru a vorbi despre carte. Am invitat astăzi două nume grele ale criticii literare nemțene, domnul Cristian Livescu, doctor în filologie, și domnul Constantin Tomșa. În această ordine o să vă spun câte ceva și despre domniile lor. Domnul Cristian Livescu s-a născut pe 24 decembrie. Am putea să spunem că sunteți un cadou de la Moș Crăciun. Studiile primare la Piatra Neamț și Brăila, studii universitare la Alexandru Ioan Cuza din Iași, la Universitatea din București, mă scuzați, unde i-a avut ca profesor pe George Călinescu, Tudor Vianu, Alexandru Piru, Alexandru Grau, Dan Hăulică, Ovidiu Drimba. În perioada 1969-1990 a fost redactor la ziarul Ceafiul din Piatra Neamț, rubrica culturală. Din anul 1990 a fost consilier, iar din 2004 consilier superior la Inspectoratul pentru Cultură al Județului Neamț, devenind între timp Direcția pentru Cultură, Cultă și Patrimoniu Cultural Național al Județului Neamț. A fost consilier județean între anii 1996-2012. Cât despre debut, acesta a fost în anul 1971, revista Ateneu. Din anul 1997 susține o rubrică permanentă în revista Convorbiri Literare. Este doctor în filologie al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, cu teza Mihai Eminescu, strategiile textuale ale debutului literar. Este membru al Uniunii Scriitorilor din anul 1989,
din anul 2011 este inițiator și coordonator al târgului de carte Libris desfășurat la Piatra Neamț, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie. Din anul 2002 este membru al Uniunii Actrișilor Plastici din România, secția critică. Este redactor șef din anul 2000 al revistei Antiteze, în care un spațiu important este acordat în mod curent fenomenului cultural, literaturii în perspectivă europeană, altor vizuale, dar și teatrului. Zeci de cărți, sute de recenzii și prezentări publice, conferințe, lansări de carte și vernisaje. Pentru întreaga activitate desfășurată în slujba culturii nemțene, a primit numeroase premii și distinții. O să-l rog acum să ne facă o recenzie și în calitate de editor al romanului Daria. Vă rog, domnule Livescu. Mulțumesc mult. Dați-mi voie, pentru început, fiind de față domnul primar Leoreanu, la care țin foarte mult, îl cunosc de foarte multă vreme, să vă felicit pentru acest edificiu pe care l-ați inaugurat de curând, anul acesta. L-ați reinaugurat, de fapt, arată frumos, arată ca o bijuterie, este o mândrie, cred, a municipiului, este o mândrie a culturii și a oamenilor de cultură din municipiul roman. Vă felicit pentru acest sediu și vreau ca aici să aibă loc cât mai multe manifestări, cu atât mai mult cu cât editura Grigarux pe care o conduc, aici a debutat ca lansări de carte și ca evenimente literare, aici, în sediul acestei biblioteci, cu doamna Mândășescu, cu domnul, cu regretatul Laurian Ante, dar mai ales cu profesorul Gheorghe Amecebanu, pe care l-am debutat și pe dânsul, cu acea frumoasă, foarte frumoasă carte, fastoasă carte despre Roma, pe care vrem să o reedităm în curând și pentru anul viitor să realizăm aici o altă lansare de carte, o relansare acestei micromonografii splendide a municipiului roman. Cu asta ajung, mă apropii într-un fel de tema noastră principală. Suntem aici și suntem un grup de scriitori. Trebuie să vă spun că sunt câțiva membri ai Societății Scriitorilor din județul Neamț, societate pe care o conduc și care îmi face plăcere să îi aduc în atenție. Este domnul Emil Bucureșteanu, oameni care au ținut în mod special să vină de la Piatra Neamț pe intemperiile care le știți. Așa, am înfruntat intemperii să ajungem la timp aici, am ajuns. Domnul maestre Vasile, domnul Vasile Chicheriță, poet și membru al nostru, cu cărțile domnii sale recent lansate, două volume. De asemenea, colegul și prietenul meu vechi, Constantin Topșac, critic și istoric literar, realizatorul și realizatorul unui dicționar absolut remarcabil, un dicționar academic pe care l-am lansat în urmă cu 2 ani. Este vorba de dicționarul scriitorilor din județul Neamț, de la copiști la suprarealiști, o carte emblematică, o carte sinteză, o carte în care este adunat tot ce s-a scris mai mult și mai bine de-a lungul atâtor secole, în care vreau să vă spun că tradiția romașcană și are un loc de plin. Pentru că, vrem nu vrem, noi cei de la Piatra Neamț trebuie să recunoaștem, tradiția de aici, de la roman, este mai puternică decât cea de la Piatra Neamț. Mă refer aici la literatură. Literatura de roman are o consistență deosebită și o tradiție deosebită. Sigur, chiar asta vreau să vă spun, având o tradiție în spate, altfel și ca scriitor, ca pictor, ca orice altfel te realizezi în ceea ce privește mărturiile acestea, care sunt cărțile sau picturile sau, în cazul, monografiile sau toate celelalte. O tradiție îți dă consistență și, în același timp, te definește, îți dă însă și o rigoare. Doamna Violeta Lacatusu vine din această tradiție și trebuie neapărat să spun că aici, la Roma, dacă este să vorbim despre proză, nu putem să nu-l amintim pe Garabeti Brăileanu, căruia îi datorăm foarte mult și mai ales romanul acesta de o sensibilitate feminină, aș spune, care este romanul Adela și care este o
cum să spun, unul din cele mai importante romane care s-au scris în literatura română. De ce spun acest lucru? L-ați amintit aici domnul primar și mă bucur că zăbăviți mai mult, pentru că avem o carte pe care am scos-o cu foarte mare interes, care este a lui Nicolae Grigore Stețcu, Contribuție la viața lui Brăileanu, unde vorbește extraordinar despre geneza romanului Adela, care substanța lui aici a plecat din universul romașcan. Tot așa și dacă ar fi să ne ducem și să venim spre zilele noastre, sigur, de la Garabedi Brăileanu spre Laurian Ante și nu numai atât, s-au creat ambiții aici la Roma, nu deloc întâmplător. Un cenacul Clepsidra există aici foarte bun și sunt aici conducătorii acestui cenacul, la care și noi ținem la piatră. Am trebuie să vă spun că la târgul de carte, care a avut loc recent, ediția a 6-a, o ediție foarte bună, o ediție din cele mai substanțiale pe care le-am realizat, I-am avut ca invitați pe scriitorii din Roman, am întotdeauna grijă să fie prezenți acolo. A fost și domnul Paiu, a fost și doctorul, eminentul medic care este doctorul Arbătescu, și el dat pradă muzelor în ultimii ani și ne bucurăm de acest lucru. De asemenea, a fost lansat cu acest prilej romanul Daria, care a avut o întâmpinare foarte bună cu prilejul editurii Grigarus. Și trebuie să vă spun, de asemenea, și am să încep într-un fel recenzia asta pe care m-a invitat să o realizez, încep cu finalul ei, pentru că ea, romanul Daria, figurează în selecția de la Uniunea Scriitorilor, a Asociației Iași a Uniunii Scriitorilor. Jurul de acolo a reținut-o, jurul de la Iași a reținut-o în cadrul selecției pe care o face anuale și în curând vor fi premiile. Nu pot să vă spun, pentru că în calitate de președinte al acestui juriu nu pot să fac niciun fel de anticipare, dar în orice caz, romanul Daria figurează pe un raft foarte înalt și în orice caz vă puteți aștepta la o surpriză, o sărbătoare care să dubleze sărbătoarea de astăzi. De ce? Pentru că este un roman aparte, un roman cu totul ieșit din comun. Sigur, gândul ne duce spre tradiția de care vorbeam mai devreme. Eu însumi am sugerat într-un fel în comentariile, și comentariile ieșenilor au preluat această apropiere pe care am făcut-o între Violeta Lăcătușu și Hortensia Papadar Bengescu, mare prozatoare pe care am avut-o, lăudată imens de Eugen Lovinescu, așa, și o apropiere pe care o făceam din ce punct de vedere? Din punctul de vedere al realizării personajelor feminine. Hortensia Papadar Bengescu știa să creeze personajele feminine foarte bine, intra în sufletul lor. La același lucru îl face și Violeta Lăcătușu. Sigur, a fost... A vorbit foarte frumos doamna directoare Panaite aici, v-a enumerat cărțile și mai ales romanele Violetei Lăcătușu, după Simurgul încoace, unde prezențele feminine sunt absolut remarcabile, personajele feminine nu se uită în aceste cărți, dar cea fost ambiția și mai mare pe care a avut-o aici Violeta Lăcătușu era să creeze un roman de deschidere europeană, dacă mi este permis să spun așa. Pleacă dintr-un loc de provincie, dintr-un univers provincial și se deschide încet, încet spre țară și spre Europa. Este surprinsă în acest roman nostalgiile omului postmodern, omului de azi, care are tot timpul este cu gândul la locul lui din care pleacă, locul lui din care vine, locul din totdeauna în care s-a născut și a copilărit, și în același timp nostalgiile aventurii care sunt nostalgiile de a cuprinde spații cât mai numeroase și a cunoaște culturi și oameni și universuri din, nu numai din spațiul european, ci și din spațiul universal. Sunt aici ambițiile personajelor de aici, nu sunt deloc întâmplătoare, dar ceea ce place în romanul acesta, și am să subliniez acest lucru de fiecare dată, este
felul în care este condusă scriitura. Scriitura este condusă cu artă, cu meșteșug. Aș spune că, deși știu că dânsa ține la toate cărțile care a scris, în acest roman dă măsura maturității sale. Dă măsura stilistică, dacă mi-este permis să spun așa, stilistică a ceea ce a construit și a adunat în timp. Se îmbină, și aici veți constata, citind romanul acesta, se îmbină un strat care este al intelectualului, un strat al cărții care este al intelectualului, care este și ține într-un fel, conduce într-un fel și personajele, dar și stilistica romanului. Și pe de altă parte este vorbirea curentă, vorbirea de azi, din care argoul își găsește un loc deosebit. Este o foarte bună incizantă de argou modern și actual, încât romanul se citește cu bucurie și cu plăcere, pentru că e chiar vorbirea a tinerilor de azi, știe să are ureche și știe să surprindă exact stilul și modul de a vorbi al lumii de azi, în așa fel încât romanul te duce tot timpul, te conduce în viața de fiecare zi, în viața actuală. Este o reușită, este o reușită certă a Violetei Lăcătușu. Am să-l rog mai în continuare pe Constantin Tomșa să vorbească. Dânsul are un alt punct de vedere, sigur că convergent într-un fel, dar are o altă construcție, pentru că de curând, în revista Antiteze, pe care am adus aici câteva ultimele numere, în revista Antiteze are o cronică laudativă și substanțială pentru Violeta Lăcătușu, în care spune, atrage atenția asupra acestui eveniment, realmente eveniment literar pe care îl trăiește literatura din județul Neam, proza cu deosebire, ținând seama de faptul că, iată, în anul acesta avem câțiva autori care s-au afirmat. L-aș spune mai întâi pe Constantin Munteanu, care este prozatorul de la Piatra Reams, care toată lumea a auzit și știe foarte multe lucruri, dar nu în ultimul rând sunt și poeții, muzeciștii noștri de talent, care într-un fel au părăsit poezia și s-au dus puțin spre proză. Deloc întâmplător, Adriana lui Gheorghe a lansat, cu prilejul târgului de carte de la Piatra Reams, a lansat un roman, mi se pare al treilea sau al patrulea lui roman, anul trecut de asemenea lansase, a lansat Luna Zadar, de asemenea cu ambiții de deschidere europeană a romanului, pentru că romanul se întâmplă în România, dar încet, încet, personajele migrează, dacă mi este permis să spun, migrează spre nord, personajele lui Gheorghe. Personajele lui Violeta Lăcătușu au nostalgia sudului, sunt mai sudiste. Așa, deci iată, putem face anumite paralelisme de acest fel. Îl rog, și probabil că mai întâi trebuie să-i dau cuvântul, eu vreau să vă spun că realmente suntem onorați să participăm la acest eveniment, realmente un eveniment în viața lui Violeta Lăcătușu. A publicat acest roman la editura noastră, la editura Crigarox. Este majoritatea cărților domniei sale s-au bucurat de ecouri deosebite și nu întâmplător profesorul Mihai Zanfir, cu care ne-am întâlnit astă vară la Neptun, mă întreba ce mai face Violeta Lăcătușu, pentru că dânsul a prefațat una din cărțile sale și a lăudat-o foarte mult. Este profesorul Mihai Zanfir, este unul din cei mai buni autori, exegeți pe care îi avem. A scos o scurtă istorie a literaturii române de curând, în care se găsesc și personalitățile noastre emblematice, care sunt, evident, Creangă și Ivreileanu, se regăsesc în această carte a lui, și Calistrat Focaș. Calistrat Focaș are un portret extraordinar în cartea aceasta și m-a întrebat ce mai face Violeta Lăcătușu. Vedeți, lumea este mică și profesorul a ținut minte despre faptul că a vorbit elogios despre una din cărțile domniei sale, o carte de poezie, merita, apropo, și de ezoterismul care era pomenit mai devreme. Să știți că este cartea în care Violeta Lăcătușu renunță la aceste ezoterisme, în schimb, în construcție așează într-un anume fel personajele și veți vedea că are o anumită cifricitate a personajelor, au un cifru toate, toate bine așezate și purtătoare de un anumit mesaj.
În orice caz, poate o să mai revin în finalul acestei întâlniri, dar vreau să o felicit și să-i urez succes în continuare. Mulțumim domnului primar, care a așteptat situația de urgență. Înainte de a da cuvântul domnului Constantin Topșa, trebuie să vă spun că transmisiunea de astăzi este asigurată de televiziunea Roman 24 prin generozitatea domnului dr. Dan Gabriel Arbătescu, a domnului dr. Cătălina Părăceanu și a firmei de transport internațional Sempre Dit Vultur. Înainte să l-ascultăm pe domnul Constantin Topșa, o să vă spun câteva repere și din biografia domnului sale. S-a născut pe 3 noiembrie 1939 în comuna Pârcăoan. După absolvirea Facultății de Litere la Universitatea Alexandru Ioan Cuza și a început cariera didactică la Piatra Șoimului, unde va fi profesor și director de școală în perioada 1960-1969. Următorii 14 ani îi va dedica vieții culturale, fiind directorul Casei de Cultură din Piatra Neamț și inspector în cadrul Comitetului de Cultură și Arte. În această perioadă a pus bazele evenimentelor culturale anuale Sadoveniana și Salonul de Carte Libris. În anul 1983, profesorul Constantin Topșa revine în învățământ la școala numărul 1 din Piatra Neamț, iar în perioada 1990-2002 a fost profesor de limba și literatura română la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu. În anii 70 a debutat ca publicist la ziarul Ceahlău, editând în anul 1980 prima sa lucrare, Petrodava 2000, tradiție și continuitate, o monografie realizată în colaborare cu domnii Gheorghe Bunghel și Marcel Drăgotescu. Este colaborator la revistele Antiteze, Asachi, Apostolul, Țara Hangului și multe altele. Între lucrările semnate de domnul Constantin Topșa se numără Împătimit de lectură, cărți și autor, revista Apostolul, Bibliografie, Costache Anton în competiție cu viața, eseu monografic, contemporan cu ei, fișe de dicționar, scriitori, un dicționar al literaturii din județul Neamț, de la copii și la suprarealiști, o lucrare complexă, poate cea mai complexă lucrare de până acum, cel mai complex dicționar literaturii din județul Neamț. A descoperit pasiunea pentru lectură încă din timpul claselor de gimnaziu. Am citit într-un interviu acordat unei publicații, citez, îmi plăcea să citesc literatură de aventuri, care era interzisă în acea perioadă. M-a atras lectura, chiar dacă în casa părintească nu aveam decât o singură carte, cartea de rugăciuni. Cea mai mare pasiune a domnului Constantin Topșa este lectura. Lectura este unul din cele mai importante lucruri pentru mine și încă mă ține în viață, spunea în același interviu. Și în încheiere o să vă spun ce mai place domnului Constantin Topșa. Citez. Nu-mi plac oamenii care promit mult și fac puțin. Vă mulțumim că ați ales să fiți astăzi alături de noi și vă rog să ne încântați cu prezentarea romanului Daria. Eu am citit cronica. Vă rog. Să rămână doamnelor și domnișoarelor, bună ziua domnilor. O să vă rog să-mi permiteți să vorbesc în această poziție, motivul știți. Nu vreau să mă cumpănesc, pentru că la vârsta mea de companie nu este prea indicat. Vreau să vă spun că și să mulțumesc celor care m-au invitat să revin la Roman astăzi. Din mai multe motive, nu o să le spun pe toate, dar am să spun motivul care este cel mai aproape de sufletul meu. Revin în acest spațiu generos, cu atât mai generos cu cât a fost renovat, după aproape 40 de ani de când am fost prima dată în această instituție de cultură. Atunci am avut ocazia, în anii 70, să cunosc oameni deosebiți din români,
și pe an ce a trecut, numărul acestora s-a înmulțit încât mi-ar fi imposibil să-i numesc pe toți cei care îi cunosc, i-am cunoscut, îi și apreciez. Doar voi pomeni două nume, să nu se supere ceilalți. În primul rând, aici, în această instituție, l-am cunoscut pe, aș zice eu, fără exagerare, ilustru profesor de limbă și literatură română, Grigore Stețcu. În anii 70, cel care împreună cu domnul Giovanu a dat la iveală și a tipărit monografia Liceului Roman Vodă, prima ediție. Tot lui îi se datoresc o serie întreagă de articole pe care le-a publicat despre Garabeti Brăileanu și revista Școala Nouă. Nu trebuie să vă spun dumneavoastră despre această revistă, știți probabil mai bine decât mine. Și atâta adaug că din acele articole care l-au făcut celebru la vremea respectivă, încât se află în bibliografia, menționată în bibliografia Istoriei Literaturii Români, volumul 3, ediție din 1966, este menționat cu contribuțiile despre Brăileanu și acele articole mi-am adus și eu un modest, un modest omagiu celui pe care l-am cunoscut și l-am apreciat, contribuind la alcătuirea volumului pe care l-a pomenit și l-a făcut cadou prietenul meu, Cristian Iubescu, domnului primar, contribuții la opera lui Brăileanu. Apoi, cea de-a doua personalitate pe care am cunoscut-o aici, dintr-o fericită întâmplare, intrând în bibliotecă, am întrebat în curiozitate, dar în sala din dreapta, ce se întâmplă? Tocmai se întâmpla un lucru absolut inedit pentru mine. Am intrat și acolo am asistat, pentru prima dată, eu, la acele minunate serate muzicale pe care le ținea Gheorghe Ciobanu, profesor Gheorghe Ame Ciobanu, aici la biblioteca din Roma și la biblioteca din Teatrul Neamț și la Iași și la Bârlad și mai nu știu pe unde a pântuit toată Moldova cu acele minunate lecții de muzică. Așa l-am cunoscut și am rămas de atunci bune cunoștințe, încât dacă treci o săptămână și nu mă sună dumnealui, muza îl sun eu și invers. Apoi, mai am două întâmplări care trebuie să le spun obligatoriu pentru cinstea acestei instituții. Și anume, în 1975, aici mi-am adus o mică contribuție la munca pe care a desfășurat-o colectivul bibliotecii de atunci, condusă de profesorul Alexandru Ionescu, la deschiderea primului salon Libris la Roma, salon de carte. În cadrul acelei prime ediții, țin minte că acum, tot în această sală, a fost lansată o carte singulară, aș spune eu. De ce? Este vorba de o plachetă de versuri a distinsului profesor universitar, doctor, docent, mai târziu academician, critic și istoric literar, foarte cunoscut, multora i-a fost profesor, Constantin Ciopraga. Cartea se chema, placheta de versuri, se chema Ecran interior, s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră chiar să o aveți acasă. Aceasta iarăși este un lucru, care îmi face plăcere de fiecare dată să fiu la Roma și să vorbesc frumos despre Roma și mai ales despre oamenii din Roma. Nu mai spun că aici am lansat prima carte a scriitorului de mai târziu, o carte de povestiri a lui Sorin Preda, cel care era la vremea respectivă
un profesor, simplu profesor, cum se spune în limbajul popular, un profesor așa acolo, așa la un liceu tehnic din România, nu aș putea să spun că. Așa, metalogic numărul 2, iată că doamnă știe. Asta se întâmpla la librăria aceea de pe strada mare, păstorită la vremea aceea de domnul Cernomanță, un mare librar. Și cât nu s-ar putea spune, dacă ar avea biblioteca aceasta gură să vorbească, cât n-ar putea spune că s-au întâmplat aici. Așadar, la români vin cu plăcere. De data aceasta, sunt pus în situația să vorbesc despre o carte, așa cum îmi place mie să spun, o carte pentru care nu am decât cuvinte de laudă. Am mai spus undeva, nu știu dacă la Roma l-am spus vreodată, că de regulă nu scriu decât despre cărțile care trebuie să scriu de bine. Că din jurat, m-au înjurat mulți până la vârsta asta și nu vreau să mai adaug, să se mărească lista. Așa că această carte nu mi-a dat prilej să scriu nimic de rău, ci numai de bine. Nu o să repet ce am spus în cronica din antiteze, nu o să vă țin nici cu povestiri sau să vă spun subiectul romanului, nu stă în caracterul meu să povestesc. Las cititorului plăcerea să descopere singur. Eu doar am să vă prezint câteva lucruri așa cum le văd eu. În primul rând, aș aprecia faptul că și de data aceasta editora Crigarux, pe care o păstorește Cristian Livescu împreună cu doamna și cu fica sa, doamna este și dumneavoastră poetă, fica se ocupă și ea cu treburile editorii și de data aceasta au făcut o alegere foarte bună și inspirată. Am zis și la târgul de carte și repet și aici să mă ierte domnul Dimitriu de la Clepsidra și ceilalți care au fost la târgul de carte și au auzit ce am spus eu despre doamna Lacătușu, că de fapt apariția acestei cărți onorează și de autor, onorează și de editor. Pentru că și editura este valoroasă și romanul e pe măsură. Și o să mă motivez de ce. Am mai spus și repet ca să se țină minte. În județul Neamț, deocamdată, e o singură editură care are activitatea după program. Adică are un program. Nu, cine vine, publicăm carte. Nu. Editora Crigarux are un program și anume publică în primul rând cărțile marilor scriitori din județul Neamț. Iar clasici, adică e vorba de Creangă și de Calisrat Hogaș. La Creangă trebuie să știți și mulți aveți deja cartea acasă, sunt sigur, este editarea operelor complete. După Călinescu, după Chirilianu, care a dat o operă completă din operele lui Creangă în 1939, până acum vreo câțiva ani în urmă, nimeni n-a mai reușit să scoată o ediție integrală Creangă și cu aprecieri critice deosebite importante. A făcut-o editura Crigarux. Mai mult de atât, editura Crigarux a scos o serie întreagă de cărți care alcătuiesc o bibliotecă critică Ion Creangă. Același lucru l-a făcut și cu opera lui Calistrat Hogaș și dacă nu mă înșel, dacă n-a apărut, sigur o să apară cât de curând, o să ne spună Cristian Livescu, o nouă ediție a operelor Hogaș. Mai ales că la anul vă avertizez de pe acum să nu cumva să uitați nici dumneavoastră că Hogaș este la fel de iubit și de romașcani și de cei de la Piatra Neamță. Știți dumneavoastră din ce cauză?
pentru că la anul va fi o dublă sărbătoare din aprilie, când e ziua nașterii și se vor împlini 160 de ani, până prin august, când se vor împlini 100 de ani de la moarte, vom tot aminti și vom tot organiza, să fim sănătoși, manifestări dedicate lui care s-a rugat și votării sale. Despre romanul acesta pe care sunt sigur că, dacă nu toți, dar 90% din cei prezenți l-ați văzut, ați pus mâna pe el, l-ați și citit, v-ați și exprimat anumite păreri, pro, contra, că așa se întâmplă. Și e foarte bine că se întâmplă așa, vorba proverbului. În jur, mă, laudă mă, nu să nu-ți fiu indiferent, pentru că atunci e grav. De ce am eu cuvinte de laudă despre acest roman? Pentru că, vă spun fără modestie de data aceasta, că am citit toate cărțile Violetei Lacatusu, am și scris, am și un comentat să scriu despre unele și am ajuns la concluzie, acum citind în vara aceasta cel mai recent roman, că probabil doamna Lăcătușu mai are de gând să mai scrie, încă mult. Domnul Lăcătușu trebuie să fie atent la chestia asta, că l-așteaptă zile grele. Că microbul acesta cu scrisul, dacă l-ai căpătat, nu există niciun fel de antidot, nu mai stă pe el. Te ține până când închizi ochii și sunt sigură că doamna Lăcătușu o să recidiveze iarăși cu un roman sau cu altă carte, sau știu eu, găsește Dumnezeu ce să scrie. Deci îl apreciez în primul rând pentru titlu. Nu pentru că e un titlu, un nume de femeie foarte rar. El are o anumită semnificație, nu vă spun eu, acum o să găsiți dumneavoastră prin dicționare. Sau o să citiți cartea și o să vedeți de ce se cheamă așa și nu se cheamă altfel. Dar eu vreau să vă atrag atenția, dacă îmi permiteți să fac lucrul acesta, să vă spun că această carte nu trebuie citită, cum îmi spunea un coleg venind încoace, ce ai citit-o în diagonală, nu e obiceiul meu. Dacă citesc o carte, dacă am primit o carte și m-am hotărât să mă apuc să o citesc, o duc până la capăt, cu stoicism, cum se spune, chiar dacă e mai bun sau mai puțin bun. Ei, vreau să vă spun că doamna Lăcătușu scrie în cunoștință de cauză. Ce înseamnă aceasta? Mulți scriu și nu știu ce scriu. Ei cred că dacă scriu și pun etichetă, roman, povestire, proză scurtă, schițe, novele, chiar e adevărat. Ei nu știu, pentru că foarte multă lume confundă genurile cu speciile și așa mai departe. Și motivele și nu. E o nebunie întreagă. După 1989 s-a scris atât de mult încât va trebui omenirea să mai trăiască încă vreo 2000 de ani ca să poată citi tot ce s-a scris. Nimeni nu va putea face acest lucru. Iar de selectat cu atât mai greu. În schimb, vă spun că acest roman este scris cu meșteșug, pentru că în această muncă, că e o mare muncă, scrisul și mai ales scrisul de artă, literatura, nu se poate face numai cu talent și invers, nici numai cu cunoștințe tehnice. Adică e nevoie ca în dragoste de doi parteneri, altfel nu se poate, adică trebuie să ai și talent la scris, dar să ai și cunoștințe tehnice, de structură, de așezare în pace, de așezare între coperte și așa mai departe. Adică lucrurile acestea nu le moștenești printr-o gen. E talentat că seamănă cu bunicsa. Aici ai talentul, dacă l-ai prin gena aia care o moștenești sau nu, dar trebuie să înveți construcția. Și această construcție nu se învață decât ordonat și în școală. Cine n-a învățat în școală, și nu mă refer numai la universitate, lucrurile acestea, de exemplu,
scrierea corectă nu se învață la universitate. Ea se învață în clasele 1-4. Nu ai reușit să le înveți până la clasa a 5-a, e greu de presupus că ai să mai scrii corect vreodată. Totdeauna ai să le încurci. Ei, lucrurile se învață pe parcursul școlarizării. Dacă nu știi să alcătuiești o compoziție, e mai bine să nu te apuci de lucru. Pentru că o să iasă ceva, dar nu o să iasă ceea ce intenționez. Așadar, acest roman, eu am spus și repet, poate fi un model de cum se scrie un roman. Un model ca structură și apoi turnat talent cât în cape. Ei, doamna Lacatusu știe și cum se scrie un roman și are și talentul necesar. Mai mult de atât, are și un exercițiu căpătat în timp. Dumnezeu știe că un personaj, când este principal, ce calități și cum să-l înzestreze, cum să-l frumusețeze sau cum să-i pună părți pozitive și părți negative. E, așa se întâmplă. Apoi, personajele secundare. Nu sunt. Ele sunt numite secundare, dar nu sunt deloc secundare, pentru că într-un roman toate personajele sunt importante. Ca aici, la noi. Nu toți de aici din sală suntem prozatori. Dar dacă nu vineam toți aici la întâlnirea aceasta, cred că ar fi trebuit să vină foarte puțini prozatori. N-ar fi avut doamna cu cine să-și lanseze romanul. Așa că și personajele secundare au rolul lor, sunt foarte importante. Și mai ales să știi cum să le așezi și cum să te faci să roiască în jurul personajului principal și să-l însoțească până în punctul culminant și la deznodământ. Vă atrag atenția că romanul poate fi citit în mai multe, să le zicem noi, gane, hai să le zic așa, că nu-mi vine alt cuvânt acum în minte. În mai multe registre, mulțumesc. Ce să spun, asta e începutul, știți, încep să uiți câte ceva și apoi mă uiți și cum te cheamă. Deci, Dumnezeu își așează bine personajele, mai întâi ne face o prezentare într-un capitol inițial, al doilea, unde îi adună pe toți cei cu care ne vom întâlni până la sfârșitul cărții aproape. Așa. Și unde credeți că îi adună? Într-un loc specific românului contemporan. La iarbă verde, la un grătar, cu mititei, cu fleci, cu băutură, cu sucuri și, bineînțeles, cu muzică pusă la aparatul de la mașină, cu porțile deschise și se glăsuiască cu cât mai mulți decibeli, cu atât mai bine. Deși, în preajmă, mai sunt și alte emițătoare. Așadar, acolo, în jurul acelui grătar și în jurul personajului principal, am zis eu, roiește o faună umană, știți? De tot felul de personaje, care nu sunt altceva decât colaboratori, ca să nu le zic angajați, ai personajului principal, cu care îi vom găsi pe parcurs. Aici nu mai îi schițează, pentru că Violeta Lacatusu, dovedindu-se și un pictor maestru, ea știe că nu trebuie să dai personajului conturul și consistența de la început. A început numai în creionet și pe urmă tot te adaugi câte o tușă pe parcurs, încât ajungem în final să descoperim caracterul personajului respectiv. Puțină lume știe lucrul acesta. Apoi, dialogul este dialog, parcă desprins dintr-o piesă de teatru valoroasă. Nu pune în gura personajelor, eu am citit și romane de astea, în care autorul își pune toată știința lui,
într-un anumit domeniu, o pun în gura unui personaj, încât te plictisești cât vorbește ăla și te întrebi oare ceilalți îl mai ascultă, așa cum mă ascultați dumneavoastră pe mine acum, sigur că la un moment dat o să începeți să plecați, dacă nu vă gândesc, poate îi dă doamna un pahar de vin, la urmă, nu o să știi. Cine știe, nu? Și atunci, așa că nu plecați, mai ascultați-mă pe unii, că nu o să vă mai spun foarte, foarte, foarte mult. Dar tot o să vă mai zic ceva. Ceea ce uimește la doamna Lăcătușu, pentru că efectiv este un lucru demn de menționat, dumneai critică, fără să ne dăm seama, starea noastră actuală raportată la trecut. Pentru că știți, noi să zic aceea, un popor care își uită trecutul și nu știu ce și cu prezentul, nu are parte de viitor. Ei, doamna Lăcătușu cunoaște așa de bine ființa umană, încât știe să se folosească de acel mijloc pe care noi îl numim în teoria literară introspecție, adică pătrunde în sufletul, în gândul personajului. Scociorește acolo ce gândește, cum gândește, despre ce gândește și îl pune în relații cu ceilalți. Deci lucruri din acestea care nu le poate face oricine, poate avea talent cu carul, nu se poate. Limbajul, pomenea prietenul meu Cristian Livescu despre argou, nu-i departe nici jargonul, pentru că la ora actuală, noi în limba română, marea majoritate a vorbitorilor de limbă română vorbesc în jargon. Dacă în secolul XIX și în prima jumătate a secolului al XX-lea jargonul la modă era franceză, era în franceză, toată lumea care vrea să dea bine vorbea în francez, acum în România toată lumea care vrea să dea bine trebuie să folosească într-o frază de 10 cuvinte cel puțin 6 din limba engleză. Altfel, nu-i cool. Sau nu știu cum să zice. Nu? E bine așa? Nu așa. Ei, doamna cunoaște așa de bine lucrul acesta, încât îl pune în pagină cu o maestrie extraordinară. Vă spun, vă delectați. Mai mult, activitatea, acțiunea romanului se petrece într-o societate în care mișură tot felul de indivizi. Și aceștia folosesc tot felul de expresii. Dar în același timp, mulți dintre ei își desfășoară activitatea într-o, să-i zicem, într-o companie, într-o întreprindere, să-i zicem, de modă, de design, iarăși, vedeți, iar cuvântul. Ei, trebuie să știți că doamna Lăcătușu s-a documentat, altfel nu-mi explic, știe termenii, parcă a lucrat de când lumea numai în design. Înțelege? Toate astea. Ei, toate acestea dau culoare, dau substanță, dau valoare cărții. Și mă mai spun un amănunt și pe urmă închei. O să aveți surpriza. Nu vă spun care, dar să știți că dacă pe la mijlocul cărții gândiți finalul într-un anumit fel, trebuie să știți că doamna Lăcătușu o să vă facă felul. Nu o să descoperiți decât când ajungeți la ultimele pagini ale cărții. E o carte pe care aș spune eu, aș încheia cu o sintagmă sau cu o propoziție care se spune într-un titlu al unei emisiuni de radio. Eu acum, de când nu văd prea bine, așa ascult radio România Culturală. Și este o emisiune care se cheamă Literatura e în primul rând memorie. Deci, dacă n-ai memorie, nu te apuca de scris, că îți vrei să scrii despre acum 20 de ani și nu o să ții minte niște amănunte. Doamna Lăcătușu știe tot, ține minte tot. Deci, în primul rând, memorie și al doilea rând și ultimul din punctul meu de vedere este că și-a respectat
scrisul și, într-adevăr, își merită locul pe care îl ocupă în acest moment, nu în literatura din județul Neamț, nu numai în literatura din județul Neamț, ci în literatura română contemporană și stă cu cinste alături de toată literatura română scrisă de doamne și domnișoare de-a lungul întregii sale existențe. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate! Mulțumim domnului Constantin Domșo pentru prezentarea analitică a romanului Daria. Să rog acum pe doamna profesor Magdalena Nechite, care a citit romanul, să ne spună și punctul domnii sale de vedere. Să vă rog frumos, vă rog, acolo, pe domnul Iubescu. Vă rog să aveți îngăduința de a asculta un punct de vedere colegial, dar în același timp al unui profesor de literatură, despre o carte impresionantă. Este o carte panopticum, o carte ca un diamant cu multe fațete, care ne surprinde plăcut prin unghiurile de vedere diferite din care poate fi abordată dieceza. Titlul, așa cum îl cunoașteți, anticipează evoluția unei narațiuni centrate pe destinul unei femei. Parcurgând însă epicul, veți observa cu surprindere că, de fapt, foarte multe personaje secundare sau episodice țâșnesc în prim planul acțiunii și îi uzurpă eroinei locul, dezvoltându-și, aș zice, stilizat, propriile lor romane. De aceea, păstrând proporțiile, aș spune că această carte este un decameron postmodernist, o carte matcă din care se dezvoltă mai multe alte cărți stilizate. Personaje surprinzătoare, abjectul Relu, Loredana, femeia din tren, la un moment dat par a fi personajele principale ale cărții. De aceea, narațiunea este cu atât mai incitantă. Ideea estetică fundamentală a romanului este aceea că fericirea este fundamentală pentru existența umană și merită să lupți pentru ea, cu tine, cu ceilalți, cu viața și chiar cu moartea, dacă este cazul. Este foarte interesantă compoziția, dar în același timp este interesant să observi că într-o carte cu personaje obișnuite, unele mediocre, altele deosebite, poți descoperi eroi arhetipali. Poți să realizezi că în anumite grupuri se regăsesc eroii mitici, precum Ulise, Penelopa, Psihe, Eros, pasărea Phoenix, de ce nu? Deci, veți observa în cartea aceasta, dacă veți citi cu atenția pe care, desigur, o veți avea, că Daria este o Penelopa modernă, așa cum Alexandru, omul vieții ei, este un Ulise. Dar, spre deosebire de antica Penelopa, ale cărei virtuți sunt răbdarea statornică, rămânerea în Itaca pentru așteptarea eroului ei, Daria, Penelopa modernă, este o eroină contradictorie. Ea își pune întrebări, se revoltă împotriva celorlalți, se revoltă împotriva sinelui și, în cele din urmă, trecând prin experiențe diferite, renaște din propria cenușă, asemeni păsării Phoenix. Un alt mit deosebit
pe care îl descoperim în această carte este cel al anticilor Psihe și Eros. Știți, nu? Că o femeie își caută bărbatul pe care l-a pierdut printr-o greșeală și în cele din urmă reușește să îl afle. La fel se întâmplă cu eroii acestei cărți, care se caută unul pe altul, se pierd unul pe altul, dar în cele din urmă se regăsesc. O calitate deosebită a acestui roman este aceea că el poate fi citit și receptat ca metaroman, adică ca o carte ce pune problema scriiturii, a rolului pe care îl are literatura și arta în general. Foarte multe pagini sugerează acest lucru, dar în mod deosebit, capitolul al 16-lea din caietul Dariei ne atrage atenția asupra preocupării extraordinare pe care autoarea o are față de felul în care trebuie să scrie opera. Vă rog să-mi îngăduiți să citesc câteva paragrafe din acest capitol. Simt nevoia să desenez ceva, niște forme ce trebuie să se nască dintr-o învălbășeală de linii, să curgă unele din altele. Cum aș putea sugera universul cu aluzii la acea parte sensibilă? Am imaginat niște planuri, porțiuni de cer, volute, ce ar fi adus cu niște aripi. Golurile albe trebuiau să ascundă virtuale deveniri. Ar trebui să apară ceea ce simt că e în mine, în stare latentă. Mai închipui ceva, o nouă imagine. Ea are grația ei, semnele ei, mica ei minune ce naște visul. Care e scopul ei? Oare numai să încânte? Nu cred. Ea reprezintă ceea ce trebuie să prindă formă materială. Un vis care zboară pe respirarea timpului. Imaginea pare că mă privește și eu o privesc pe ea. Din contururile negre se desprinde o aură gălbuie, argintie, ce pâlpâie cu intermitențe. Clipesc și dispare. Dacă am răbdare, apare iar. Iată care este punctul meu de vedere față de această secvență. Artistul, demiurg, poate genera o lume nouă, alternativă la cea imperfectă în care trăim. Valorificând realitatea, descoperind în ea un miracol catartic. Opera artistică devine o entitate vie, are aură, are suflet, pâlpâie cu intermitențe, își asumă independența față de creator. Între artist și creația sa rămâne însă stabilă o relație biunivocă, ludică și gravă în același timp. Este un joc înalt, cu și de absolutul, un apanaj al conștiinței superioare. Clipesc și dispare. Dacă am răbdare, apare iar. Acest remarcabil crez artistic este reafirmat în sfârșitul romanului, în episodul în care pictorul trebuie să se identifice cu pomul pe care vrea să-l picteze și care devine esența spirituală a pictorului său. O coordonată majoră a romanului Daria, la care vă veți opri cu siguranță, este cea satirică, deja s-a vorbit. E clar că autoarea este adeptă a celebrului castigat Lidendomos și de aceea grobianismul, incultura, maimuțăreala, aferarea vieții de calitate, toate sunt surprinse, fie cu ironie benignă, fie cu sarcasm în pagini demne de crochiurile celebre ale lui Jichide.
Un alt aspect de originalitate pe care vreau să-l punctez este cel prin care autoarea reușește să bată în eficie anumite sentințe de viață. E greu într-un roman postmodernist în care subiectul și oamenii sunt în prim plan să poți a păstra atenția cititorului spunând lucruri deosebite care să rămână în memorie. Și Violeta Lacatusu reușește acest lucru. Cu ce poți să-L simți pe Dumnezeu? Cu iubirea. Supărarea îndelungată, trăită la nesfârșit, nu lasă sufletul să sporească și nici să se curățe. Singurătatea e timpul îngenunchiat pe mărăcini. Cele mai frumoase amintiri sunt cele pe care le așteptăm. Se poate conchide, deci, că această narațiune mozaicată, cu o perspectivă narrativă heterodiegetică, în care se armonizează prin holomorfism universul individuale diverse, realul, acid și idealul, fantasticul și miticul, teozoficul, ezotericul, această carte Panopticum este o operă reper, opera aperta, pentru care o felicităm pe concitadina noastră. Mulțumesc, doamnă profesoară Anichite, și rog acum pe doamna doctor Nazarevici, care de asemenea a citit romanul, să ne spună și punctul domnii sale de vedere. Vă rog. Sunt printre primii cititori ai DARIA. Doamna Violeta Lacatusu mi-a făcut onoarea de a mă încredința manuscrisul cărții domniei sale, dorit să afle părerile unui om obișnuit, dar obișnuit cu lectura, după citirea romanului, înainte ca acesta să ajungă pe masa criticilor literari. Citeam cu emoții și aproape cu evlavie, foaie după foaie, le puneam cu grijă de o parte, pe măsură ce le citeam, cu mare grijă, pentru că știam că în fiecare din aceste foi, autoarea picurase câte ceva din sufletul său. La capătul lecturii, mi-am dat seama de valoarea romanului și mi-am exprimat în scris părerile înseilate în urma cunoștinței cu personajele și întâmplările evocate de autoare. Am recitit romanul, ținând în mâini de această dată o carte. Cartea a apărut la editură, frumoasă, în cununarea unui unci de ani de zile. Am citit cartea cu altfel de emoții, dar părerile au rămas aceleași. Daria, de Violeta Lacatusu. O carte fascinantă, cu grea încărcătură, care solicită concentrare încă de la primele pagini. Construcție interesantă a narațiunii, un dute vino de la vis, amintire, la realitate, între acestea, împlinindu-și destinele personajele. Lectură nu totdeauna ușoară, unele pagini părând la început de-a dreptul inaccesibile. La introspecțiile Dariei, între primele introspecții, stai pe cuvinte, citești, te întorci și totuși gândurile care o gântui sau întortochelele minții ei rămân tot prea profunde pentru că autoarea îi invadează mintea cu propriile sale întrebări și certitudini grele de sensuri. Lipsește claritatea pentru că lipsește simplitatea. Citind, te simți ca atunci când vizionezi un thriller. Nu știi niciodată ce urmează, și la sfârșit nu ești sigur că ai înțeles ce s-a întâmplat. Personajele sunt prezentate cu un talent și o forță deosebite, încât le vezi și le simți imediat, iar numele date lor sunt primele care le caracterizează. Nu poate trece neobservată o oarecare înclinare de a scormoni în mintea unor oameni mizerabili. Pentru a ajunge la Daria, trebuie înghițită multă mizerie umană. Lencuța, Ada, Loredana, Coco, Relu, Ambrozie, Tutura,
toți mizerabilii, între ghilimele, sunt prezentați absolut magistral. Se percepe o plăcere în a prezenta diverse situații incomode. La pagina 84, citesc, cu ochii beliți de spaimă, cu sudorile picurându-i pe ministeriabil la gușă, agilul obezuț se refugia în baie. Încheie citatul. Poți rămâne oripilat în fața acestui limbaj, dar sigur simți frica încercată de mizerabil. În picnic, vulgaritățile curg șuvoi, dar umorul este spumos ca o șampanie de calitate. În narațiunea despre Daria, sunt intercalate situațiile la zi, între ghilimele, remarcabile expuse în ghiță, picnic, lencuța, prelu, brândușa. Dacă s-a dorit să se prezinte o tânără care se zbate să reușească, în cazul Dariei este foarte vag despre să lupta sa cu viața, aproape telegrafic. Este mult mai îndelung descrisă lupta lencuței pentru reușită. Lencuței s-a acordat mult spațiu, devenind un personaj important, puternic ca și Daria. Prin felul ei de a fi, prin acțiunile sale, își apropie toate celelalte creaturi, între ghilimele, Ada, Relu, Loredana, folosindu-le în interesul său și, deși folosită la rândul ei, iese bine din orice situație. Rodica, Coste, Andrei, Lucia, Roxana, Raluca, Brândușa, Maria, Tudor sunt învingătorii, oameni frumoși, calzi, înțelepți, uneori derutați în fața încercărilor vieții și făcând greșeli, dar cel mai adesea reușind. Apariții de o clipă, învins, Sergiu, personaj frumos odată ce a fost iubit de Daria, își privește lung și intens iubita în ochi atunci când aceasta îl alungă din viața ei și tăcut dispare în mulțime, purtându-și cu demnitate durerea. Un roman într-o frază, autoare demonstrând încă o dată excepționalul talent în evocarea oamenilor și întâmplărilor. Nu lipsesc din roman nici experiențele paranormale, care aduc fiorul necunoscutului prin întâmplări inexplicabile. Ecoul din Siberia, capitol încărcat de istorie, multă durere și tristă aducere a minte. Daria, frumoasă, delicată și bună, plutește printre oameni și întâmplări și pare că nimic nu o poate atinge. Suferința cumplită produsă de trădarea lui Alexandru explică atitudinea imediată, atât de drastică a Dariei rănite, care va găsi însă în timp puterea de a ierta. Și totuși, foarte timpuriu, Daria va urca la cer, pentru că, de fapt, nu era făcută pentru lumea în care trăia. Citez. Instantaneu mi s-a deschis o ușă și m-am trezit în alt vis. Un avion zbura deasupra unei ape albe și întitate. Apa se lua după el, valurile se sumețeau și ele, încercând să zboare. Avionul începe apoi să se rotească amețit deasupra acestei întinderi mișcătoare, nereușind să se desprindă din mrejele ei. La un moment dat, din burta lui se deschise o trapă, din care ieșeau oameni ce zburau în diferite direcții și apoi dispăreau instantaneu. Nu înțeleg cum, dar știam că fiecărui om îi corespunde un val. Mai era admirare faptul că pasagerii care își luau zborul, îi zborau la nesfârșit. Degeaba nu vrei să părăsești avionul, căci el se va prăbuși și tu vei fi hrana tuturor valurilor ăsta culpabil. Poate se va iubi pentru mine o stâncă sau o limbă de pământ, spuse vocea mea, pe care o auzeam venind de departe. Vis tulburător la începutul romanului, vis premonitor, construit magistral de autoare și împlinit în ultimele rânduri ale cărții, pentru că Daria n-a înțeles în cale nici o stâncă și nici o limbă de pământ. Final de thriller reușit. Continuare în loc, doamna profesor Mariana Lebărdă. Știu că e sală. Poftiți, stimată doamnă. Mulțumesc.
am avut o voce oarecum diferită, pentru că am vorbit ceva mai bine timbrat la clasa pregătitoare. Am citit cu mare bucurie și cu multă atenție romanul distinsei doamnei Violeta Lacatusu. Am trecut de la sublim la grotesc, de la iubire la ură și am plâns, am râs, am meditat, am observat cât de plăcut a reușit și cât de abil și natural a reușit să împine narațiunea scenaristică, dialogul atractiv, descrieri încântătoare, exprimare sinceră a gândurilor, simțămintelor, alternanță de adresări la persoana întâi, la persoana a doua, persoana a treia. Ce fragment să alegem, stimată doamnă, să citim? Deja au fost date câteva citate. Eu am ales un scurt fragment din care nu veți afla niciun nume de personaj, nici secundar, nici principal, dar care mie mi s-a părut puțin savuros. Toți întoarseră capetele spre locul de unde venea zgomotul. Într-o voiniță, de partea cealaltă a șoselei, la vreo 15-20 de metri de ei, în preajma a trei corturi mari, se aflau două grătare alăturate, pe care sfâriau mititei, frăici, frigălui, cărnați, pulpe, zdravele, probabil de curcani. Fumul se văzuse încă de departe, deși nu anunța ca în vremuri îndepărtate hoardele tătarilor. În jurul acestor grilluri se agitau vreo patru bărbați în pantaloni scurți, înarmați cu unelte anume închițuite pentru o astfel de îndâlnicire. La oarecare distanță, lângă masa lunguiață plină deja cu platouri de antreuri, erau niște frigorifice și o căriță de plastic cu apă de izvor, plină cu sticle de bere și de alte băuturi autohtone. Un tânăr avea sarcina să răcorească gâtlejurile însetate ale gratargilor, care durau o temperatură asemănătoare cu cea a țaglei de la laminorul de 16 țoli dintr-un oraș de pe malul Moldovei. Alt bărbat căra un sac de cărbune și niște vreascuri adunate din pădure. Totul bine organizat, cu sarcini precise pentru fiecare. Grupul era dotat și cu un electromotor, astfel ca manelele lălăitoare și gâlgâitoare de sentimente irefutabile erau oferite non-stop, cu multă generozitate și cu mulți decibeli și altor turiști veniți ei norocoși la picnic. Se putea observa cu ușurință că acest bărbat, pe care îi leagă gustul pentru rafinatele melodii și pentru peisajele din munții patriei, se aseamănă și prin fizicul lor vigoros. Mai întâi trebuie spus că nu se poate trece cu vederea încordarea mușchilor, concentrarea care le înroșise fețele, culoarea datorindu-se pe semene și altor cauze. Îndemânarea cu care mănesc furculițe prelungi sau lopățele, rotirea aproape ritualică în jurul grătarelor, comenzile scurte și încurajările, interjecțiile emanate de nerăbdarea niciodată înșelată a papilelor gustative, acum destul de excitate. Parcă oficiază și că nu cătrudesc sub soarele necurțător. Dacă îți dă mâna, ai putea să te amuzi privind agitația acestor trupuri, mai mult sau mai puțin obeze, dotate cu burți de circumferințe ușor oscilante, înmodelate în maniere diferite, amintind cimpoiul, toba sau putinica. Fesele, destul de voluntare, aduc întrucâtva cu varnicii pepeni de dăbuleni, dar mai pot fi făcute și alte comparații, spre a le oferi o expresie plastică mult mai aproape de realitate. Însă tema infinit de adâncă ar cere mult timp pentru aprofundare. Și apoi, nu se știe exact ce gândesc acum proaspeții veniți.
grupul iubitorilor de muzică e completat și de consoartele lor. Și le cam rotofeie, mai elevat spus, rubiconde, în costume de baie, râu colorate. Acestea par a sprovâi harnic, stimulate de mirosul incitant al micilor bine condimentați. În ce le privește, socusele datoria, aranjaseră masa, așteptând cu satisfacție să fie servite de cei pe care îi deserviseră acasă zilnic și nocturn. Două dintre ele, pentru a face ceva mișcare și animate încă de romanticul vis de slăbire, își plimbă de aici colo burțile cu pliseul orizontale, revărsate peste partea care găzduiște chiloții de baie, probabil. Au totuși picioare frumoase și fețe plăcute. Rasa nu se dezminte, indiferent de condiții. După expresia duioasă a chipului, s-ar părea că una dintre ele vaietă refrenul lăcrimos și un suros al unei manele, îmbărbicat, desigur, în savanta rimă mea, ta, sau mai savant, a mea, a ta, suferință, inima albastră sau roz, iubire. Asta în plan virtual. În plan real, mici, frecuțe, pepeni, semințe, bere și împăcarea cu sine din siestă coborătoare. Nație hrăna, ce domne! Mulțumim pentru această interpretare și insistență pe un tablou, într-adevăr, un tablou grotesc, foarte, cartea nu e toată așa, numai paginile acestea foarte bine alese de altfel. Dar eu altceva vreau să vă atrag atenția, înainte de a-i da microfonul autoarei, pentru că trebuie să încheie dânsa, să vă atrag atenția asupra coperților acestor cărți pe care le-a scos Violeta Lacatusu. Iată, aici este o lucrare de adânsie pe coperta de la Să crezi în imposibil. Prin universul holografic de asemenea este a dânsei. Un tablou foarte interesant și sugestiv, în orice caz nebuloasă aceasta care cerească, în care ne aflăm și noi. Aici nu este al dânsei, este al pictorului Petru Petrescu de la Piatra Neamț, care a răposat acum câțiva ani. Și în sfârșit, Daria, aici este realizată de graficianul Olive Bezem, care este un grafician extrem de talentat, la care ține de grupul nostru de la revista Antiteze, realizează de altfel și coperțile revistei Antiteze. Iar aici, inițial am fost ușor contrariat, au fost vreo 3 sau 4 ipoteze de copertă, trebuie să știți, pe care i le-am prezentat autoare și dintre toate dânsa a ales-o pe asta. I s-a părut și frumoasă. Dacă vedeți, are și ceva, are foarte multă sugestie în ea. După ce am transmis lui Olive Bezem, care este fiul pictorului Bezem, Dumitru Bezem, mi-a spus la telefon, zice, să știți, domnul Ivescu, că și eu tot asta îmi plăcea cel mai mult. Deci era gând la gând cu realizatorul. Iată să vă arăt și revista Antiteze recent apărută, iată aici pentru a lui Pioaro, dar tot Olive Bezem a scris și la Florin Vasile Bratu, de un roman pe care vi-l știți, vi l-am prezentat cu alte prilejuri, Drum închis, care acțiunea începe aici, la Roma, dar că m-a bucurat faptul că în fragmentul pe care l-ați ascultat era o sugestie la Roma făcută foarte, foarte interesant așa și romanul lui Florin Vasile Bratu pleacă tot de la Roma. Este un roman consistent, un alt romașcan care în clipa de față face vâlvă în București. Este romanul acesta, a fost reeditat la o editură din Iași de curând și ați văzut, aici este Antiteze făcut de Olive Bezem, iată după lucrarea lui Mihai Chioaru, pictorul Chioaru de la Bacău. Aici este o scenă de la Teatrul Tineretului, ultimul spectacol din Beckett. Așa, cred eu, inițial am fost și eu surprins de ideea lui Olive, dar până la urmă a ieșit o
o perdă foarte stranie și ne-a plăcut până la urmă și este interesant. E frumos pentru că apăsăm și pe nuanța aceasta apropo de carte obiect și de revistele care trebuie să le avem aproape, să le facem atractive, să le facem de așa natură încât nu numai noi să rezonăm cu ele, ci și tinerii, pentru că în definitiv lor ne adresăm. Spuneam și cu un alt de prilejul și cu prilejul sârbului de carte că trebuie să îi obișnuim pe tineri, pe copiii, pe tinerii de azi, să-și creeze ei singur biblioteca lor, fiecare să-și creeze biblioteca personală acasă, pentru că și noi, la rândul nostru, ne-am făcut biblioteca proprie, noi singuri ne-am creat-o, indiferent de ceea ce am moștenit în casă. Și de aceea să-i încurajăm și pe ei, pentru că nu întotdeauna bibliotecile noastre corespund gustului lor. Să-i încurajăm să-și producă ei singur biblioteca. Deci, acum să ascultăm pe Violeta Lăcătușu în final. Vă dați seama că sunt copleșită după cuvintele minunate care s-au spus despre romanul meu. Vreau să, în primul rând, cred că vă dați seama că sunt onorată pentru că a binevoit domnul doctor în științe filologice, Stean Iliescu, critic cunoscut la nivel național cu opere de referință, să participe la lansarea acestei cărți, să mă invite și la târgul de carte din Piatra Neamț. S-au spus atât de multe despre domnia sa, atâta vreau să vă mai spun, pentru că știți deja foarte mulți, alții poate nu știu, este o personalitate care contribuie din plin, de multe ori mă întreb cum te mai poate, prin fel de fel de abilități, la modelarea și modernizarea arhitecturii, culturii nemțene. A obținut acum niște proiecte, că e vorba de, trebuie să știți că este vorba de două proiecte, două manifestări, care vor fi deosebit de importante, Sadoveniana și dedicate scriitorului Mihai Sadoveanu și scriitorului Calistrat Hogaș. Tot atât de onorată sunt și de prezența domnului critic de întâmpinare, Constantin Tomșa, autor al multor cărți, s-a spus asta, al unui dicționar remarcabil. Dumnealui a participat și la lansarea romanului meu precedent și m-a onorat și cu o cronică în revista Antiteze. Nu mai spun de colega mea, care m-a onorat, a citit această carte. Eu am dat, să știți, vara aceasta multor am oferit cărțile mele și mă bucur că le-ați citit. Doamna, ați observat, este profesoara Amicitei Daniela, este poetă, are certe calități de critic și mulțumesc pentru minunatele cuvinte spuse. Prietenii mele, Nelly, mi-a fost o surpriză astăzi, Nelly, doamna doctor Nelly Nazarevici, știu că mi-a citit, dar nu credeam că o să vină să spun astfel de cuvinte despre mine și mulțumesc foarte mult. Este un cititor de elită, un om de o cultură deosebită, s-a mutat de curând în orașul nostru și o să aveți prilejul să o cunoașteți. Actriței, Mariana Carnaru, îi mulțumesc. Știți, ați văzut că are, ați observat, are și are veleități de critic, nu mai vorbim de excepțională interpretare. Ele, și mă gândeam, Ibrăileanu, care a trecut prin orașul ăsta, uite, a lăsat o urmă adâncă, spiritul critic la roman este din ce în ce mai pronunțat. Îi mulțumesc și tine pentru interpretare, pentru că așa pierdu timpul ca să pregătească pentru mine și pentru dumneavoastră. Acum ce să vă mai spun? S-au spus multe și trebuie să reduc din ce le spuse. Vreau să vă spun atât că în vremea de astăzi totul se schimbă cu repeziciune, chiar și gustul de lectură. Personaje care odată făceau, care v-au marcat memoria afectivă, care erau de acum citate cu orice ocazie, nu au relevanțările lor, preocupările lor, nu au relevanță. Cititorul vrea altceva. Cititorul vine spre scriitor cu niște așteptări care poate îl depășesc. El are alt orizont de așteptare. Scriitorul trebuie să fie conștient de acest lucru. Nu mai are capacitatele, nu mai are dreptul, nu mai poate să aibă acea detașare pentru o perspectivă obiectivă a evenimentelor. E adevărat, Kundera definea romanul
zicând așa că romanul este o artă a prozei circumstanțelor. Adică ce vrea să spună? Seamănă cu o definiție a lui Hegel, de fapt, ce vrea să spună? Romanul trebuie să fie ancorat în realitate. Deci scriitorul trebuie nu numai talent, îi trebuie un ochi scrutător ca să știe să discearnă asupra evenimentelor, să-și găsească timp, să comprime timpul, dar, cred eu, aș adăuga, ținând cont de valorile perene. S-a vorbit foarte mult despre criza romanului românesc. Ariza le spunea că romanul românesc este în criză. Are un imaginar sărac. M-am gândit eu, știți, am prelucrat toate acestea în hartul meu și ziceam, ce mă fac eu într-o viață, într-un acest carusel al existențial, în viața aceasta, în societatea aceasta în care viața bate filmul, cu ce acțiune și originală și desfășurată pe mai multe planuri și interesantă să vii tu. Este foarte greu. Să știți că am muncit foarte, foarte mult la acest roman și mă bucur tare, da? Credeți că în parte am reușit. Să știți că nu eram hotărâtă, dar am regăsit la un moment dat un citat de al lui George Călinescu care spunea așa: Femeia română nu are viață spirituală. Că Madame Bovary nu stește de atât viață spirituală, am tot rănit el. Sau celelalte personaje de nu știu care gen, zătăvălesc de atâta spiritualitate. Și atunci m-am gândit, hai să încerc să creez și eu un personaj feminin care să aibă, dragă Doamne, o viață spirituală, bogată. Ei bine, dar nu e așa de ușor. Nu era să dragi cititor, știți ce bogată viață spirituală are Daria? Eu trebuia să demonstrez, să o pun în situații sară. Să descurc. Am muncit cât am putut și eu la aceste personaje ca să le pot realiza. Vreau să vă spun, o zic în încheiere. Sunt foarte bucuroasă astăzi și vreau să vă mulțumesc că ați venit și ați fost alături de mine. Să vă spun ceva, dar să știți că sunt foarte sinceră. Dacă romanul acesta este realizat sau are unele calități, să știți că se datorează și dumneavoastră. Vă spuneți cum? Pentru că eu vă cunosc. Eu știu că aici este un, bineînțeles, frica de critici, asta în primul rând. Știu că aici, în acest oraș, este un public de elită. Cred că sunteți de acord cu asta. Este un public de elită. Ce te faci dacă dai cartea asta nu la un cititor inteligent, nu atâta, un cititor cu gustul format, așa, și spui acolo trei surcele, te faci de tot râsul. M-am gândit. Poate încurajarea dumneavoastră de altă dată, poate zâmbetul dumneavoastră, poate calitățile pe care cei din jurul meu, cei de aici le aveți, m-au făcut să muncesc cu atenție și cu dăruire și de aceea mă înclin cu umilință în fața dumneavoastră și vă mulțumesc. Mulțumim, doamnei profesor Violeta Lacatusu, domnul doctor Emanuel Nazarețean, președintele Uniunii Armenilor din România, filiala Roma, are o surpriză pentru doamna Cătușu și o să las să vezi vorbi. Mulțumesc frumos, voi fi scurt. În primul rând, mulțumesc doamnele Cătușu și doamne Panainte pentru invitația care mă onorează și îmi oferă ocazia să vă reîntâlnesc. Vă cunosc aproape pe toți. Și mă bucur că avem această ocazie a revederii și a reîntâlnirii. Salut, de asemenea, prezența onorantă a reprezentanților culturii nemțene de la Piatra Neamț, în vizită la reprezentanții culturii nemțene din Roman și sper ca schimburile noastre să continue. Vă mulțumim! De asemenea, vreau să îi mulțumesc și să o felicit pe doamna Lacatusu pentru această prețioasă carte care o lansează astăzi. Și am vrut să-i fac o surpriză. Primul vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România trebuia să fie astăzi aici, dar a trebuit să plece din țară. În schimb, datorită faptului că o cunoaște pe doamna Lacatusu,
îi, prin mine, îi oferă această carte, a cărui autor este, Jocul celor 100 de frunze și alte povestiri, cu dedicație și am să vă citesc Violetei Lacatusu cu prețuiri de confrate. Și nu numai. Doamna Lacatusu, să vă dea Dumnezeu sănătate, la mulți ani și să continuați să scrieți. Am uitat ce nepolitețe din partea mea. Se mulțumesc domnișoarei directoare Cristina Banalite, nu numai pentru vorbele minunate care a spus pentru mine, ci pentru că mi-a oferit acest spațiu în care să ne întâlnim cu toții. Vă mulțumesc încă o dată și mulțumesc! Nu o să închei până când nu o să spun câteva considerații ale criticului Ioan Hălban despre romanul Daria, foarte pe scurt. Violeta Lacatusu realizează în Daria o radiografie crudă, dar exactă a comunității în ceea ce are ea unic, atât în structurile interioare ale imaginarului, cât și în evoluția pe suprafața cotidianului a vieții sociale. Doamna profesor, așteptăm următorul roman. Aveți și înzestrarea și forța de a o face. Vă spun că acum promisiunea că la Sarea o să fie tot la Biblioteca Municipală. Doamne ajută! Acestea fiind spuse, nu o să închei, înainte de a vă spune, parafrazând un cunoscut film, Dacă e Marțe Belcea, Dacă e Miercuri, e Biblioteca Municipală, săptămâna viitoare vă așteptăm tot într-o zi de miercuri, pe 19 octombrie, tot la ora 16, la o nouă lansare de carte, de această dată a domnului profesor Ioan Dobreanu, să vă rugăm să fim și alături de domnia sa. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați ales să petreceți câteva ore alături de noi și vă invităm la o sesiune de autografe. Și acum vă invităm la o șampanie. Vă invit la o șampanie și, dacă vreți, la autografe.